Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi veni din nou cu un tutorial adresat mai mult doamnelor începătoare. Astăzi dimineață vom lucra steaua cometă, cea care a călăuzit pașii celor trei regi magi către locul unde s-a născut pruncul sfânt. Cei trei regi magi, dacă nu știți cum se cheamă, sunt Melchior, Baltazar și Gaspar. Pentru a lucra aceasta, eu voi folosi firul London Lame. Dumneavoastră veți folosi firul de care dispuneți, destul că este să fie culoarea galbenă, în cazul în care nu aveți acest fir. Acest fir poate fi lucrat cu croșetul cuprins între 2 și jumătate și 3 și jumătate. Eu voi folosi astăzi croșetul cu numărul 3. Apoi vom avea nevoie de acest fir metalic care va da stabilitate lucrării noastre și, bineînțeles, vom avea nevoie de foarfece. Vom începe lucrarea pentru că nu aș dori ca acest tutorial să fie foarte lung pentru a nu întâmpina dificultăți în momentul în care voi încerca să-l încarc. După cum vedeți, internetul în ultimul timp se joacă foarte mult cu noi. Deci voi face un cerc magic, iar în interiorul acestui cerc magic voi lucra pentru început două ochiuri de lanț, una, două, care vor ține locul unei jumătăți de picioruș dublu. După care voi lua firul odată pe croșet în felul acesta. Voi intra în interiorul cercului. După cum vedeți, aici am trei fire. Voi trece cu croșetul prin toate trei. În felul acesta realizăm o jumătate de picioruș dublu. Noi vom avea nevoie de 10 astfel de jumătăți de picioruș dublu. Deci avem două. Acesta este cel de-al treilea. Cea de-a 10-a jumătate de picioruș dublu. Acum voi închide cercul magic. Voi închide totul cu un picioruș alunecat sau fir alunecat. În cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș pe care l-am lucrat. Picioruș alunecat. Voi continua cu 2 ochiuri de lanț, iar apoi voi lua odată firul pe croșet, voi intra în interiorul aceluiași picioruș și voi face un picioruș dublu. Vedeți cum îmi alunecă firul. Un picioruș dublu. După care, din nou firul odată pe croșet, mă voi deplasa în cel de-al doilea, în corespondența celui de-al doilea picioruș din rândul anterior și voi lucra din nou două piciorușe duble. Astfel că la sfârșitul rândului noi vom avea un număr de 20 de piciorușe duble. Deci în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior noi vom lucra
jumătăți de picioruș dublu. Avem pentru cel de-al treilea. Vom continua felul acesta și noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând cu un număr de 20 de piciorușe duble. Vom continua singure. Am ajuns la capătul rândului după ce am lucrat cele 20 de piciorușe duble. Acum voi închide cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Vă amintiți că am făcut doar două ochiuri de lanț. Face fir alunecat. Și din acest moment voi face un număr de 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. În acest moment mă voi întoarce înapoi. Nu în primul, în cel de-al doilea ochi de lanț. Voi face fir alunecat. Voi continua în următorul ochi de lanț cu un picioruș scurt. În cel de-al treilea ochi de lanț voi lua odată firul pe croșet și voi face o jumătate de picioruș dublu. Deci am trei fire, le voi închide pe toate trei împreună. Voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în următorul ochi de lanț și voi face un picioruș dublu. Voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu în următorul ochi de lanț. După care voi lua firul de două ori pe croșet și voi face un picioruș dublu înalt în următorul ochi de lanț. Din nou voi lua de două ori firul pe croșet și în ultimul ochi de lanț voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Obținem prima parte a stelei căzătoare a cometei. În acest moment voi număra 1, 2, 3, 4 și voi intra în cel de-al cincilea ochi de lanț și voi închide totul cu fir alunecat. După care voi continua din nou 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În cel de-al doilea după croșet voi face picioruș alunecat, un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, două piciorușe duble, unul după celălalt, deci primul picioruș dublu, în următorul ochi de lanț voi face din nou un picioruș dublu. Să scuzați vocea, dar sunt un pic răcită cu aceste schimbări de temperatură. După care voi face
alte două piciorușe duble înalte. Deci am scos odată firul, cea de-a doua oară, apoi din nou de două ori firul pe croșet și în ultimul ochi de lanț voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Și din nou voi număra 4, 1, 2, 3, 4 și în corespondența celui de-al cincilea picioruș dublu din rândul anterior voi face fir alunecat și vom continua în felul acesta de jur împrejur. Vom obține 5 astfel de colțuri. Noi vom lucra singure, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci ne vom întoarce, voi face încă o dată pentru dumneavoastră. Face un picioruș alunecat, un picioruș scurt. Jumătate de picioruș dublu. Două piciorușe duble, unul după celălalt, în următoarele două ochiuri de lanț. Continuăm cu alte două piciorușe duble înalte. Primul și cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Piciorul alunecat și vom continua. Vedeți, sunt deja 3 petalele noastre, colțurile stelei și acum vom continua singure. Ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, să-l numim așa. Am format deja cele 5 colțuri ale stelei. Și vom închide în primul ochi de lanț pe care l-am lucrat la începutul acestui rând cu fir alunecat, în felul acesta. Deci ceea ce am obținut acum este aceasta. Dacă veți lucra în macrame, în mod sigur, va trebui să fie apretată lucrarea. Vom continua. Deci după ce am realizat steaua, vom continua cu un număr de 30 de ochiuri de lanț. Deci în acest punct noi vom realiza 30 de ochiuri de lanț. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, ne întâlnim la capăt. Am realizat cele 30 de ochiuri de lanț. Acum va intra în joc firul metalic pentru a da stabilitate acestei. Vom lăsa aici o porțiune și cu atenție să prindem și firul metalic, ne vom întoarce în sus cu piciorușe scurte. Deci începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, nu prim.
înainte să prindem și ochiul și firul metalic. Deci, în corespondența fiecărui ochi de lanț, vom lucra un picioruș scurt. În felul acesta, lucrăm până la capătul rândului firul metalic va da stabilitate acestei părți a lucrării. Așa cum vă spuneam, dacă veți lucra în macrame, puteți chiar renunța la firul metalic pentru că va trebui să apretați lucrarea. Dacă lucrați cu firul Bravo sau cu alt tip de fir, va fi nevoie și de ajutorul firului metalic. Deci lucrăm în felul acesta, fiecare corespondența fiecărui ochi de lanț, un picioruș scurt, până la capătul acestui rând. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Cum vedeți, aici stă drept. Ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. Voi închide aici ultimul ochi de lanț. Voi lăsa firul metalic deoparte și voi lucra din nou un număr de 30 de ochiuri de lanț. 3, 4, continuăm singure, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și ne întâlnim la capătul rândului cu cele 30 de ochiuri de lanț. În momentul în care am realizat cele 30 de ochiuri de lanț, voi scurta, voi lăsa o distanță, voi scurta firul metalic și îl voi întoi aici, îl voi lăsa deoparte și din nou, începând de la capăt, voi atașa din nou firul metalic și vom lucra din nou în sus piciorușe scurte, fiind atente în același timp să atașăm și firul metalic. Deci, practic, vom repeta ceea ce am făcut deja până acum. Facem felul acesta. Chiar dacă este un pic mai lung, este foarte bine, pentru că apoi noi vom da stabilitate lucrării. Și din nou, începând cu cel de-al doilea picioruș de la croșet, vom lucra piciorușe scurte. Reușesc să mi-l prind, pentru că aceste croșete practic mă omoară. Prinzând firul metalic, ne vom întoarce în sus, picioruș cu picioruș. În fiecare ochi de lanț, așa cum vă spuneam, vom lucra un picioruș scurt. Nu este greu, este ușor, doar că trebuie să fim atente la firul metalic, să nu-l pierdem pe stradă. Încet, încet, încet. Vom ajunge la capăt. Asta este partea cea mai migăloasă după mine. Acum o să vedeți dumneavoastră cum lucrați, îndemânarea pe care o aveți. Eu lucrez încet, astfel ca dumneavoastră să puteți urmări.
și vorbesc încet pentru că este foarte devreme la mine. Este în jur de ora 4 dimineața și deranjez persoanele din jur, bătrâna, vecinii, că se simte fiecare pas pe care îl fac noaptea. Vom continua singure, ne vom întâlni și la capătul acestui nou rând pentru a continua lucrarea. Uitați-vă, stabilitate, firul metalic. Ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Am ajuns și la capătul acestui ultim rând. Voi închide totul. Voi abandona din nou firul metalic, voi intra cu acest ultim picioruș scurt, deci voi intra aici la baza primei raze pe care am făcut-o, voi face un fir alunecat și voi continua din nou cu ultimele 30 de piciorușe de ochiuri de lanț, scuzați. Deci, din nou vom face 30 de ochiuri de lanț. Ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui ultim rând, care va crea coada cometei. Voi tăia din nou firul metalic, voi lăsa o bucată mai lungă. Aici, să nu mă deranjeze la lucru și îl voi atașa din nou, voi lăsa bucățică mai lungă de fir în afară, voi atașa din nou și voi începe din nou să lucrez în același mod. În corespondența fiecărui ochi de lanț vom face un picioruș scurt, începând cu cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet, deci nu în primul, vom intra în cel de-al doilea, vom prinde firul metalic și ne vom întoarce în sus cu piciorușe scurte. Alunecă foarte ușor și el, pentru că și firul este foarte alunecos, cum vedeți. Este un pic cam dificil de lucrat cu acest fir, dar pentru a face ceva frumos merită un pic de efort. Cel puțin eu nu mă dau bătută când este ceva mai dificil. Încerc până când mi iese ceea ce doresc. Poate pe alte canale sunt aceste tutoriale, nu știu, nu am avut ocazia să mă uit aceste zile cu această criză care un pic a dat peste cap în întreaga lume. Ceea ce ține de internet, nu am avut timp să mă uit pe alte canale de YouTube și nici posibilitate, pentru că
semnalul este foarte, foarte slab. Abia aștept să vină tehnicul să-mi instaleze internetul în casă și astfel să pot lucra liniștită. Dar mai am nevoie să mai aștept o perioadă. Deci așa vom continua până la capătul rândului, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și vom avea un ultim lucru de făcut. Veți vedea că nu este greu. Deci încet, încet ne îndreptăm către capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Voi face ultimul picioruș scurt, prinzând din nou firul metalic, deci acesta nu trebuie să îl abandonați pe întreg parcursul lucrării. Voi intra aici la baza primei raze. Și din nou cu piciorușul scurt, firul metalic atașat, scuzați, voi face un picioruș scurt, după care voi lua firul metalic și în jurul fiecărei raze voi face piciorușe scurte care vor da stabilitate lucrării. Deci vom ține firul metalic și vom lucra piciorușe alunecate în modul în care să stea în modul corect. Deci vom prinde cu firul metalic, nu uitați. Aceasta este partea cea mai importantă. Firul metalic ne dă stabilitate și reușim să dăm formă lucrării. Jur. Întoarcem în jos din nou, fiind atenti ca întotdeauna să prindem firul metalic. Aici, așa cum vă spuneam, este un pic mai migălos lucrul, dar nu trebuie să ne lăsăm bătute, trebuie să învingem, să mergem mai departe. Așa, încet, 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 ne apropiem de finalul acestei lucrări. Noi vom continua singure și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Uitați-vă. Acesta este unul dintre firele pe care le-am lăsat. Când vom ajunge aici la baza lucrării, din nou face piciorușul alunecat și ne vom îndrepta în sus către următoarea rază, prinzând întotdeauna firul metalic. Iar noi continuăm singure. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestei ultime raze. Acum eu voi scurta firul metalic. Aici este o harababură de nedescris, în
să încet, încet vom pune totul la punct, pentru că toate aceste fire care sunt încrucișate între ele creează un pic de dezordine, însă le vom aranja fiecare la locul lor. Un alt lucru care vreau să vi-l spun. În cazul în care nu aveți firul metalic, ori vă este greu să-l folosiți la la razele stelei, puteți lucra și fără, lucrând doar simple piciorușe alunecate. Eu acum voi închide lucrarea din nou cu fir alunecat un pic, să nu intru în locul greșit. Voi închide lucrarea exact în primul ochi de lanț cu care am început prima parte a cozii cometei. Voi scurta firul, voi închide în mod normal, după care vom pune încet încet, vom pune în ordine tot ceea ce este aici. Uitați-vă, am închis în felul acesta. Vedeți? Ele felul acesta, după care dându-le un pic de stabilitate le vom scurta, vom răsuci un pic în felul acesta stabilitate. Apoi le vom scurta, repet din nou, repet, în modul în care dumneavoastră să înțelegeți ceea ce lucrăm aici, ceea ce facem. Deci acestea le-am aranjat. Acest fir îl vom ascunde, fie cu croșetul, fie cu acul, dar cel mai ușor îl vom ascunde cu croșetul, nu va fi nevoie să ne chinuim cu acul. O dată și cea de-a doua oară, pentru a-i da mai multă stabilitate. Așa cum vă spuneam întotdeauna, eu aceste tutoriale le fac în mod demonstrativ, în modul în care dumneavoastră să reușiți să învățați lucruri pe care poate încă nu le cunoașteți. Să știți că de foarte multe ori și eu învăț împreună cu dumneavoastră, nu mi-este rușine să spun, sunt lucruri pe care le învăț și eu exact cum se învață la școală. Studiez întotdeauna. Voi ascunde și acest capăt de fier, îl voi trage de desubt. Aici, undeva. După care îl voi pierde și pe el. Voi da un pic de stabilitate. Vom intra indiferent unde cu croșetul, pentru că nu este precum la amigurumi, dacă greșim un ochi nu ne iese lucrarea. În felul acesta, mi-a scăpat și croșetul.
rece. Timpul se schimbă în fiecare zi. Ziua este cald, noaptea este foarte frig. Parcă am fi în Sahara. Aceste capete metalice care le avem aici, din nou vom încerca să le îndoim în modul în care să le dăm un pic de stabilitate. Ele nu vor aluneca, nu vor ieși din aceste raze pe care le-am lucrat. Vedeți? Eventual putem pune un pic de lipici, eu prefer fără, însă voi scurta un pic, nu mă va deranja cu nimic. Uitați-vă. Dar dumneavoastră, dacă vreți să fiți mai singuri, puteți să puneți un pic de lipici, aranjând în felul acesta. Uitați-vă, aceasta este ceea ce am obținut. Eu sper să vă placă, eu sper să vă fie de folos în lucrările dumneavoastră. Mulțumesc celor care sunteți nou înscriși pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere, vă mulțumesc din suflet pentru răbdarea pe care o aveți cu mine, pentru că, așa cum știți, viața mea este un pic cam grea, cam complicată și așa cum vă spuneam, încerc cu toate forțele să vin cu noutăți, să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumesc din nou din toată inima doamnei Alisa Hârcan pentru tot ajutorul pe care mi l-a dat, pentru toate sfaturile dumneaei, pentru toate îndrumările cu care ea m-a ajutat. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și, așa cum vă spuneam, voi veni cu noutăți. Dacă vă face plăcere ceea ce am învățat astăzi, vă rog să dați un like, un comentariu, eventual să scrieți în comentariile dumneavoastră ceea ce nu vă place, ceea ce ați dori ca eu să fac în continuare. Și în măsura cerințelor dumneavoastră, eu voi încerca să adaptez tutorialele și să mă prezint cu noi lucrări în fața dumneavoastră. Vă doresc o zi frumoasă, sunt Tatiana Andrieș și ne reîntâlnim cu un nou tutorial. La revedere!